Pace. Sunt Duma David, am 20 de ani și după cum știți, am crescut într-o familie care venea de fiecare dată la biserică și de mic am auzit despre Dumnezeu. În fiecare duminică veneam la biserică, recitam câte o poezie, texte din Biblie, mergeam la grupele de copii și majoritatea rudelor și cunoștințelor pe care le aveam în acea perioadă erau din biserică. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această binecuvântare că mi-a purtat de grijă de mic. Așa am ajuns și în tabără, la vârsta de 10 ani. Acolo am fost cercetat de Dumnezeu și l-am primit în inimă și de atunci viața mea a fost tipică pentru un adolescent din biserică. Mă rugam zilnic, mi-am păstrat obiceiul de a veni la biserică, încercam să păzesc tot ce știam că e bine, adică mă păzeam de fumat, de băutură, lucruri pe care le consideram de atunci păcate mari și de care m-a păzit Domnul. Viața mea a fost ghidată de regulile și de obiceiurile pe care le-am învățat în adunare. În loc să mă las ghidat de Dumnezeu, pe El îl puneam în locurile din urmă. Nu eram nici rece, nu eram nici în clocot. Mergeam pe lângă calea cea dreaptă, aproape de ea, dar prea puțin călcam pe ea. Cu toate acestea, Dumnezeu îmi vorbea și simțeam că are grijă de mine. Mai ascultam din când în când câte o predică la biserică care mă cerceta și pentru că am fost conștient de existența lui Dumnezeu, mi-am format o relație cu El, cu toate că nu era foarte apropiată sau foarte strânsă, dar a fost suficient încât să mă țin aproape de El și să nu-L abandonez, pentru că El pe mine nu m-a abandonat nicio clipă. După atâția ani de monotonie, au urmat și câteva încercări. A început pandemia, am stat în casă și m-am depărtat din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Era biserica online și intram din ce în ce mai rar. Mă uitam doar la să văd dacă cântă tinerii, să văd ce se mai întâmplă. Și după aceea nici nu m-am mai uitat și mă rugam din ce în ce mai rar, mă rugam câte o dată de două ori pe săptămână când îmi mai aminteam. Relația mea cu Dumnezeu s-a răcit foarte mult. Însă în iarna a început Dumnezeu să reintre puternic în viața mea. Am avut niște probleme de sănătate și am început să mă rog mai mult și să depind din ce în ce mai mult de El. După perioada Crăciunului, am crezut că am scăpat de încercări și am început să mă depărtez din nou de El, dar țin minte că de anul nou mi-am pus în minte și în inimă și m-am rugat la Dumnezeu să mă învețe să mă las în mâna Lui și prin orice problemă aș trece să nu mă mai tem, ci să învăț să las pe El să mă conducă. Asta m-am rugat eu pentru anul 2021. Și din confortul pe care l-am recăpătat și din starea de ignoranță la care am revenit, Dumnezeu m-a scos prin multe încercări care s-au acumulat. Au revenit problemele de sănătate, eram deja de un an acasă din cauza pandemiei, trebuia să fac operația se intercala cu planurile mele pentru facultate și toate problemele astea m-au dus la limită și eram descurajat. Dar am stat și am privit lucrurile din perspectivă și mi-am dat seama că Dumnezeu încearcă să mă aducă la El. Și mi-a spus și tata că toate lucrurile sunt atât de clare și că se leagă atât de bine. Și mi-a spus că prin toate încercările Dumnezeu vrea să mă aducă din nou la El și oricât de mult aș vrea să revin la ignoranță, El nu o să mă lase pentru că El m-a ales înainte de întemeierea lumii și o să încerce din ce în ce mai mult, pentru că dacă El consideră că mă pot apropia mai ușor bolnav decât sănătos, o să mă aduc în starea aceea. Și atunci am hotărât să las pe Dumnezeu să-mi conducă viața. Și simțeam încet, încet cum lucrurile se rezolvă, vedeam mâna lui Dumnezeu la lucru, iar când treceam printr-o încercare, mi-aduceam mereu aminte de rugăciunea pe care am făcut-o la începutul anului, și că Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor și am început să privesc lucrurile cu altă atitudine. Și toate problemele își găseau răspunsul prin Dumnezeu, așa am hotărât că trebuie să fac și un legământ cu El în apa botezului și de atunci toate lucrurile pe care le fac
încerc să le fac prin el și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a abandonat și că a ținut de mine strâns până acum. Amin.